Lotul olimpic feminin de matematică al României s-a întors azi noapte acasă. Cele patru eleve au fost întâmpinate la aeroport de părinților și de profesori. Fetele au câștigat 4 medalii și locul 3 pe națiuni la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete, desfășurată anul acesta în Turcia, la Antalya. La Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete au luat parte eleve din 23 de țări de pe continent și 6 țări invitate, printre ele SUA și Japonia. Echipa României a fost compusă din 4 eleve din clasele a 11-a și a 12-a de la Liceul Internațional de Informatică din Capitală. Am avut 2 zile de concurs, 3 probleme fiecare zi, 4 de jumate, deci au fost probleme destul de grele. Au fost punctaje foarte mici anul ăsta, a fost foarte greu. Greu? Nu știu, destul de... la fel de greu ca orice competiție și din România. Lotul a avut și o debutantă. Cel mai greu a fost faptul că simți presiunea unei țări, faptul că o reprezinți undeva internațional și că nu ai vrea niciodată să dezamăgești pe cineva de acasă și nici munca pe care ai depus-o un an de zile pentru acest concurs. Cei mai emoționați au fost părinții. Să știți că pentru noi părinții este și bucurie, dar în același timp și foarte, foarte multe emoții trăim alături de ea. Am trăit, mai ales eu ca mamă, din clasa 5-a, n-am avut liniște și acum am emoții și mă gândesc numai la sănătatea ei, pentru că este un efort extraordinar. Și premierul a fost impresionat de performanța fetelor. Le-a adresat felicitări pe pagina sa de Facebook. Olimpicele își caută deja facultăți peste hotare. Fetele sunt sigure că vor fi primite cu brațele deschise oriunde în lume. La sfârșit, după...